Copii de toate vârstele au fost invitați sâmbătă de către membrii Asociației Implică-te pentru Viitor la tenis de masă. Aceasta a fost cea de-a șasea acțiune organizată de viceprimarul Alexandru Vladu împreună cu deputatul Liliana Ciobanu și vicepreședintele Partidului Poporului Răzvan Cuc, care au obișnuit copiii din Giurgiu la sfârșitul fiecărei luni cu astfel de organizări. De data aceasta este o acțiune care se referă la sport, competiția tenis de masă. O acțiune pe care deja am anunțat-o, copiii s-au înscris și chiar ne bucurăm că avem, eu știu, concurență așa de bun, care îi vedem deja în spate că își desfășoară activitatea. Concursul s-a desfășurat pe categorii de vârstă între 10 și 14 ani, atât fete cât și băieți. Cei mai încântați, ca de obicei, au fost micuții, dar și părinții, pentru că reușesc să-i scoată pentru câteva ore din fața calculatorului și a televizorului. Mulți dintre ei au declarat că practică acest sport de mult timp și că vor să facă o performanță. De când joci? De 4 ani. Și când joci? În timpul liber sau? Și în timpul liber și în timpul săptămânii. Vrei să faci o performanță din acest sport? Da. Să joc mai mult și să câștig. Ce premiu vrei tu să câștigi? Să iau locul întâi mai mult. Îți place să joci tenis așa de mult? Da, foarte mult. Îți place să joci tenis? Da. Joci de mult timp? De 2 ani și puțin, o lună, două. Membrii Asociației Implică-te pentru Viitor s-au declarat mulțumiți de acțiunile desfășurate până acum, care s-au bucurat de participarea multor copii și tineri. Prin urmare, acțiunile de acest gen vor continua și în anul 2014. Ce am avut diverse acțiuni, două spectacole umanitare, strângere de fonduri pentru doi copii cu probleme, un concurs de 1 iunie, am avut și de Paște am avut o acțiune. La finalul concursului, câștigătorii au fost răsplătiți cu diplome, tricouri și premii ce au constat în palete de tenis.